Debut excelent pe banca Buzăului pentru Adrian Chiruț. Gloria s-a impus în deplasare la Bistrița cu un scor care nu lasă loc niciunui comentariu, 30-22. Echipa gazdă, cu un lot garnisit de vedete, a suferit la toate capitolele, în ciuda celor două transferuri din această iarnă, Bazaliu și Zulic, mutări menite să aducă revirimentul în lotul bistrițean. Buzăul a dominat partida de la primul până la ultimul fluier. Soarta meciului era tranșată încă de la pauză, Gloria conducând cu 17-11. Actul secund s-a derulat pe aceleași coordonate. Șteriova, Subțirică și Zanfirescu au făcut ce au vrut cu apărarea gazdelor, în timp ce ardelencelor nu le-a ieșit mai nimic. La final, un 22-30 care a adus după sine și o măsură drastică luată de autoritățile bistrițene, blocarea tuturor plăților către handbalistele de la cealaltă Glorie. Un meci greu. Nu ne descurcăm nici în atac, nici în apărare. Vom lucra în continuare la antrenamente, să punem toate lucrurile cap la cap și să sperăm că vom arăta altfel până la următorul meci. Frustrările se adună, o să trească să facem ceva, tocmai în ideea asta să schimbăm, pentru că am început bine. Iar apoi, în momentul în care de undeva din minutul 15 ceva s-a rupt, stai să ne uităm foarte bine la meciul ăsta, să ne facem o analiză. Rest, greu de vorbit. În momentul în care pierzi la 8 goluri diferență acasă, în compania unei formații bune, să faci un pas înapoi, să stai să te gândești foarte, foarte bine la ce ai de făcut pe viitor, pentru că lucrurile nu mai pot funcționa așa și trebuie să se schimbe. Sunt meci foarte greu, dar vreau să felicit echipa mea. În primul rând că pentru determinare și toată ambiția pe care am avut-o pe întreg parcursul meciului. Extraordinar, că aportul meu e prea mic, e victoria fetelor, au muncit extraordinar, chiar nu am cuvinte. E într-adevăr mult de muncă, multe greșeli au fost de ambele părți, dar am reușit o victorie mare împotriva unei echipe puternice și sunt 3 puncte aduse, nu pot să spun nesperat, dar 3 puncte grele. Care a fost atul dumneavoastră astăzi? Nu știu, poate și mutarea la fete a venit în acest moment. Am găsit un grup extraordinar și au dat totul ce am avut timp să facem într-o săptămână. Principala adversară în cursa către Europa, Măgura Cisnădie, are 24 de puncte, dar și 2 meciuri mai puțin disputate.